frații cu inima la trecători. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Conacul de la Florica, județul Argeș, este vatra familiei Brătianu, meca liberalilor, școală de formare a caracterelor și a elitelor politice. Ajunsă după ani și ani de vitregii în posesia culturii argeșene, prin drzenia unor lideri ai Consiliului Județean, Casa Florica ne vorbește și azi despre protagoniștii ei care au făurit o mare operă istorică. O operă care a început cu Ion C. Brătianu, tatăl, fruntaș al Revoluției de la 1848, cel ce și-a legat numele de Unirea Principatelor din 1859, de Independența de Stat în 1877, de Regat în 1881. Fiul lui, Ion Ice Brătianu, cel mai mare dintre cei 8 copii, a fost pregătit de tânăr pentru cariera politică. A ajuns ministru la vârsta de 33 de ani, apoi, în 1909, președintele Partidului Național Liberal, partid care alături de Partidul Național Român al lui Iuliu Maniu și Ion Mihalache, au prezidat istoria modernă a României și toate marile ei înfăptuiri. În 27 decembrie 1909 a fost numit prim-ministru, dar a intrat în politică după ce își terminase studiile la Paris, după ani de experiență în marile construcții, gări, poduri, căi ferate, porturi, școli, universități. A înaintat metodic, inginerește în politică, pas cu pas, spre vârful piramidei. A trăit într-o epocă în care cultura performanței era decisivă pentru o carieră. Iubea istoria și, deși nu și-a putut urma vocația, fiul lui însă, Gheorghe Brăteanu, exterminat la Sighet, o va face. În casa de la Florica, în biblioteca sa, au dominat cărțile de istorie românească și universală. De la Paris îi scria tatălui său că se întoarce acasă pentru a fi util țării, sau poate pentru a da curs testamentului tatălui său, care le-a spus urmașilor: mă voi răsuci în mormânt dacă voi, fiii mei, nu întregiți țara. Casa aceasta, Ion Ice Brăteanu, Ionel, cum îi spunea familia, a iubit-o enorm. Aici a învățat lecțiile de simplitate, credință și hărnicie. Aici a deprins datoriile omului de stat. Aici i s-au format mintea și bărbăția de mai târziu. Chiar și atunci, poate și acum, când unii își închipuie că politica e un fel de distracții cu foloase și onoruri, el spunea: politica e ceva grav, grav de tot. Ai în mână viața și viitorul țării tale. Ion Ice Brătianu a moștenit de la tatăl său aplecarea spre o pregătire intelectuală temeinică și de la mama sa, Olteanca Pia Brătianu, tenacitatea și curajul deciziilor istorice. S-a căsătorit dintr-o idilă de tinerețe cu principesa Maria Moruzi, Cuza, fosta soție a lui Alexandru Cuza, fiul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de care s-a despărțit după o lună, dar cu care a avut un fiu legitim, istoricul Gheorghe Brăteanu.
În 1906 s-a căsătorit cu Eliza Știrbei. Au fost o familie unită în care și-a ajutat frații și frații l-au ajutat pe el. Dar se pare că ceea ce îl propulsa era vocația lui nativă de conducător. A condus guvernele României timp de 12 ani. A contribuit direct la făurirea României mari și la consolidarea statului național unitar român. Perioada cât au locuit aici între 1869 și 1877, au spus ei mai târziu că a fost cea mai fericită perioadă din viața lor. Pe lângă faptul că aveau un program foarte bine stabilit de către tată, da? Duminica era ziua în care se dădea raportul în legătură cu activitatea lor în privința școlii pe toată săptămâna. Și cel mai fericit dintre ei, care avea notele cele mai mari, alegea desertul care se oferea doar duminica. Și de multe ori Ionel Brătianu, pentru că nu era primul, da, sugera surorii Sabina, cu care era în grupa aceea de studiu, pentru că ei erau împărțiți în grupe, cam ce desert și-ar fi dorit în duminica respectivă. Au fost copii, spun ei, nu răsfățați, dar iubiți și respectați, care au avut acces, cred că, nu știu dacă ăsta e termenul, dar oricum, au fost aproape și de viața politică a tatălui. Era inevitabil, nu aveai cum să nu faci asta. Mama era oricum cea care citea ziarele și care întotdeauna studia ce se mai întâmplă în Parlament, ce om politic, i-a mai spus nu știu ce, lui Ion Brătianu, deci era la curent cu absolut tot ce se întâmpla. Scrisorile membrilor familiei, pe lângă ce se întâmplă cu membrii familiei, cu sora, cu fratele, aveau și aspecte ale vieții politice ale tatălui, a tatălui și mai ales ce se întâmplă la Florica. Și pentru că Ion Brătianu avea o idee foarte clară în legătură cu educația copiilor, în general băieții erau aduși aproape în fiecare sâmbătă la Florica și puși să muncească efectiv, da? Pentru că spunea el, așa nu ajung să vagabondeze pe străzile Bucureștiului. Iar mai târziu spuneau și ei că ăsta a fost un exercițiu care le-a folosit. Și în perioada studiilor la Paris au știut ce se întâmplă la Florica. Iar după moartea lui Ion Brătianu, cel puțin Ionel Brătianu, pentru că era cel mai mare dintre frați, a fost, cred că, cel mai implicat. Nu spun că ceilalți doi nu au fost, că au fost și Dinu și Vintilă. Dar probabil, considerându-se fratele cel mare, i s-a dat mână liberă. Și atunci Florica a reprezentat întotdeauna, spuneau ei, cuibul și vatra familiei. Întotdeauna se raportau la locul ăsta, pentru că aici a venit, cred că, tot ce a însemnat om politic la vremea respectivă, cel puțin odată. De altfel, se știe, jurnalul lui Carol nota întotdeauna, Brătianu din nou la vie. Asta era la vie, la Florica. Și atunci, de câte ori nu-l găseau probabil la București, îl găseau la Florica. Un loc unde spunea Ion Brătianu că poate să se reculeagă. Simțea nevoia de singurătate și, în general, când erau la Florica, vizitatorii erau destul de ținuți în afară, pentru că era singurul moment în care se puteau reculege și în care se puteau regăsi și sufletește și trupește. Și atunci Florica, da, a fost, cred că, cel mai important loc, cea mai importantă casă a familiei. În anul
1883, el pleacă la Paris, la inițiativa tatălui său, Ion Cebrătianu, pentru a studia Școala de Poduri și Șosele, una dintre celebrele școli. Merită povestit aici că, la un moment dat, având har să vorbească, mama sa, Pia Brătianu, spunea, zice, să-l facem avocat, că ne scoate din sărăcie. La care bătrânul Brătianu, în mod foarte serios, să nu cumva să se întâmple așa ceva, că îl desmoștenesc, nu-i dau nimic din avere, pentru că eu sunt sătul de problemele pe care le-am avut cu avocații în Parlament. E bine, ca urmare a insistențelor lui Ion Cebrătianu, tânărul Ionel, cum îi se spunea, se duce la Paris, face 2 ani întâi școala politehnică, pentru ca să învațe mai bine matematică, după care, între 1886 și 1889, urmează cursurile celebrei școli de poduri și șosele de la Paris. Vreau să vă spun că este impresionant la Biblioteca Academiei fondul de documente păstrat, pentru că scria acasă săptămânal. Sunt peste 2000 de scrisori scrise de mâna lui Ion I. Cebrătianu, mamei sale, tatălui, fraților, povestind toate evenimentele care s-au petrecut. Cred că merită să spunem că în 1887, în primul an de studii, cu un celebru profesor de hidraulică, Durand Clay, el dorea să se specializeze în domeniu pentru că România avea nevoie de probleme de irigații, de regularizare, auziți, a cursurilor și torenților, lucru care noi astăzi ne confruntăm cu ele și nu le găsim soluții. Și totuși, ei făceau aceste lucruri la vremea respectivă. La 14 septembrie 1895, la inaugurarea podului peste Dunăre, un tren format din 15 locomotive a zburat cu 80 de km pe oră pe deasupra valurilor Dunării, spectacol la care a participat și regele Carol. Într-adevăr, imediat ce a venit în 1889 în țară, ar fi putut intra în politică. Tatăl său nici nu a conceput acest lucru și a fost angajat la linia ferată Fetești-Cernavodă, celebră, care la vremea respectivă condusă de Angel Salini, și merită să povestim pentru generațiile tinere și pentru aprecierile și remunerațiile care se dau. Este angajat, auziți, inginer stagiar, cu suma de 400 de lei pe lună. Ca să înțelegem ce însemnează 400 de lei, se puteau cumpăra 100 de grame de aur. 100 de grame de aur înmulțit cu 160 astăzi înseamnă că era abia salariul 16.000 de lei bani de astăzi. Salariul minim în țară, se afirmă, erau puțini ingineri. N-are nicio importanță. Asta erau salariile respective. Ori astăzi ați văzut, nici președinte țării era apreciată munca. Și primul lucru pe care îl face Salini, care i-a coordonat întreaga activitate, a fost acela de a-l trimite la câteva lucrări importante. Linia ferată de la Bacău la Piatra Neamț, apoi refacerea unei gări la Râmnic cu Sărat, unde fusese construită prima linie ferată în 1881, dar gara era foarte departe de oraș și atunci la presiunea locuitorilor și politicienii țineau cont de acest lucru, s-a făcut o gară nouă care și astăzi se păstrează și este o splendoare. E remarcabil că se păstrează această gară, pentru că am fost neplăcut impresionat cu prilejul morții regelui când dus la Curtea de Argeș, unde tot așa s-a făcut o
gară foarte frumoasă de inginerul Elie Radu, nefiind ținută în condiții corespunzătoare, au trebuit să pună o pânză ca s-a degradat. Deci noi nu avem grijă de aceste lucruri formidabile. Însă, în afara acestor lucrări, este remarcabilă participarea sa la construcția podului peste Dunăre. Podul de la Cernavodă, condus de Angel Salini. Sunt între documentele care le-am găsit niște povești extraordinare că prefera să doarmă în căruță afară, în aer curat, decât în niște hoteluri. Iar Salini a înțeles că are un talent deosebit și, auziți, l-a făcut șeful serviciului fotografic pe Ion Ice Brăteanu. Toate fotografiile deosebite pe care le avem realizate în timpul construcției podului de la Cernavodă le datorăm acestui om. Puțină lume știe toate aceste lucruri. Ori numai după ce s-a format ca tehnician și a dovedit că are capacitatea să facă aceste lucruri, el a intrat în politică. În anul 1897 până în 1899 și 1901 până în 1902, de două ori, el a fost ministru al lucrărilor publice în guvernul lui Dimitrie Sturza. A făcut niște lucruri remarcabile. Amintesc câteva doar. În primul rând, începuse construcția portului de la Constanța, care fusese dat unui antreprenor francez care și-a pierdut banii. Și a luat niște măsuri ferme în așa fel încât lucrurile să înceapă din nou, punându-l director al portului de Constanța pe marele inginer și profesor Gheorghe Iduca, tatăl lui Ighe Iduca. O mare personalitate care a restructurat modul în care s-a lucrat și au început lucrurile de la portul Constanța. A mai făcut două lucruri pe care ar trebui să le reținem. Erau în construcție căile ferate. Vreau să vă amintesc că între 1881 și 1897, deci în 16-17 ani, în vremea marelui rege Carol I, se făcuseră, auziți, 2500 de kilometri de cale ferată. Se făceau 100 de kilometri de cale ferată pe an. Iar noi nu suntem astăzi în stare să facem 2 km de autostradă. Și ce a făcut el foarte important, vedeți ce viziune a avut. A legat Muntenia de Transilvania printr-o cale ferată de la Râmnicu Vâlcea, râul Vadului, și de la Târgu Ocna la Palanca, în Moldova, de Transilvania. Deci, el a prevăzut această unire la care a participat. Și încă o lucrare remarcabilă, pe Valea Jiului a făcut o celebră șosea tot de legătură între Muntenia și Transilvania, unde lucrările au fost de pionierat din punct de vedere al construcțiilor din beton armat și lucrări pe care, asta m-a impresionat, el le vizita adesea. Aici, în această zonă, există și o fotografie celebră pe care am arătat-o, alături de marele inginer Elie Radu, care conducea serviciul de studii și construcții, și de principele Ferdinand. Deci a înțeles să facă aceste legături și să rezolve problemele țării. Se știa azi că intrarea României în primul război mondial a fost aleasă și decisă de Ion Ice Brăteanu, atunci prim-ministru. Istoria este plină de necunoscute și lucrul acesta l-a observat, îl știa foarte bine Ionel Brăteanu, după cum ne asigură chiar fiul său, George Brăteanu, tânărul istoric cu care marele om de stat
a călătorit chiar în 1914, puțin înainte de izbucnirea războiului, de la Florica în capitală, și pe drumul acela, evocat de Gheorghe Brăteanu într-un text, s-a discutat și problematica aceasta a unei prezențe în istorie și a unui risc în istorie. Sigur că trebuie să admiți riscul ca fiind o componentă, dar în cazul în care vorbim noi, era vorba într-adevăr de o dificultate de a lua decizii, dat fiind că oricum ar fi de hotărât un om politic, el trebuia să sacrifice o parte din interesul lumii românești. Dacă optai pentru puterile, pentru alianța cu occidental, cu Anglia, Franța, Rusia, era un fel de a pierde Basarabia. Dimpotrivă, dacă optai pentru cealaltă soluție, era un fel de a pierde Transilvania. Iar Transilvania era ca și promisă puterilor centrale în virtutea unei înțelegeri care a avut loc între regele Carol și puterile centrale, care încă nu existau ca să spunem așa, formulă geopolitică, dar care ca interese se formulaseră deja prin Prusia și prin Imperiul Austro-Ungar, și această înțelegere, evident că avea costul ei. Sigur că și beneficii, dar și cost. Nu putem merge prea departe în această analiză. Faptul este că, până la urmă, s-a întâmplat ceva de necrezut pentru mulți, anume că faptul că cele trei imperii s-au stins aproape în același moment a permis românilor să gândească formula maximă a unității naționale și, din fericire, aceasta a avut și instrumentul politic, geopolitic, care e reprezentat de Ionel Brăteanu. În seara zilei de 14 august 1916, ministrul României la Viena a înmânat guvernului Austro-Ungariei declarația de război, iar în cursul nopții armata română a început lupta pentru eliberarea fraților din Transilvania și Bucovina. Ion Ice Brăteanu a știut că rezultatul războiului va fi pentru noi, așa cum spunea, întregirea neamului, oricât s-ar zvârcoli dușmanii românismului. Deoarece unele cercuri politice începuseră să condamne intrarea României în război, Ion Ice Brăteanu, în numele Partidului Național Liberal, a înaintat regiului Ferdinand la 12 martie 1918 un memoriu în care ținea să precizeze: războiul nostru nu este rezultatul artificial al unor interese vremelnice sau al unor concepțiuni personale. El este impus de o necesitate istorică care domina întreaga noastră viață de stat și căreia îi corespunde cel mai neclintit ideal al întregului popor. După un început bun, situația militară a României se deteriorează grav. Ajutorul promis de Antantă a fost departe de angajamentele luate. Pierderea bătăliei de la Turtucaia a reprezentat un puternic șoc pentru opinia publică. Toată siguranța premierului, aflat la Iași, se topise în flăcări. În această stare disperată, politica prin noi înșine i-a apărut ca fiind singura salvare. Da, Ion Ice Brăteanu era din ianuarie 1914 președintele Consiliului de Ministri. Și când a izbucnit războiul, a avut loc un Consiliu de Coroană sub conducerea lui Carol I, care a hotărât ca România să mențină neutralitate. Carol a murit în septembrie și pe tron a urcat Ferdinand.
Sigur că neutralitatea era provizorie și în conștiința publică era limpede că România trebuia să intre în război pentru întregirea țării, pentru eliberarea Transilvaniei, în principal cu Crișana, Banatul, Maramureșul și de asemenea Bucovinei. Prăteanu a menținut un echilibru între cele două mari tabere, Antanta și puterile centrale, dar în secret a negociat cu Antanta o convenție politică și o convenție militară privind intrarea României în război. Această convenție politică, încheiată la 4 august 1916, prevedea dreptul României de a-și anexa teritoriile locuite de români în Austro-Ungaria, deci teritoriile de care am vorbit, cu precizarea în detaliu a hărții, a graniței care urma să fie trasată prin această unire. Iar la conferința păcii de la Paris, de 1919, Brăteanu avea să aibă destule probleme pentru că aliații cam uitaseră cei ce au semnat și căutau să mute granița mai spre interiorul României. De asemenea, o convenție militară prin care se stabilea în mod concret în ce consta contribuția aliaților, adică deschiderea unui front în zona Salonic, intervenția armatelor rusești în Dobrogea și activizarea frontului din Bucovina și Galiția. Pe această bază, în ziua de 14 august, a avut loc un nou Consiliu de Coroană, prezidat de această dată de regele Ferdinand, în care suveranul a spus de la bun început că hotărârea este luată și că dorește să obțină sprijinul participanților la acest Consiliu. Menționez că la Consiliul din 1914, Carol I a spus că vrea să-i consulte pe participanți și la sfârșit chiar a cerut fiecăruia să-și exprime punctul de vedere în legătură cu poziția României. La Consiliul de Coroană, regele Ferdinand a spus că decizia este luată și a rugat pe participanți să sprijine această decizie luată de guvern, anume de participarea României la război alături de Antantă pentru eliberarea Transilvaniei. Pe această bază, în aceeași zi, seara, a fost prezentată declarația de război Austro-Ungariei, numai Austro-Ungariei, nu și Germaniei, și Turciei și Bulgariei, care de asemenea făceau parte în rândul puterilor centrale. Și, de asemenea, trupele române au luat cu asalt Carpații și au trecut la eliberarea Transilvaniei. Vreau să fac precizare, pentru că uneori acum se cam contestă o continuitate istorică, anume că în apelul pe care regele Ferdinand l-a lansat către români cu acel prilej a intrării României în război, a folosit această formulare: astăzi ne este dat nouă să înfăptuim ceea ce Mihai Viteazu a realizat numai pentru o clipă. Deci era vorba de o continuitate istorică pe care regele Ferdinand și evident Brăteanu o vedeau ca fiind acum realizabilă. Pe tot parcursul războiului, Ionice Brăteanu a ținut legătura cu liderii politici din Basarabia, din Bucovina, din Transilvania. Guvernul era atunci la Iași și deci acolo aveau loc aceste întâlniri. Și mai mult decât atât, el a și sugerat care era modalitatea de acțiune. De exemplu, dacă vorbim de Transilvania, el a fost cu ideea să aibă loc o adunare mare,
în care populația să se exprime, să nu fie într-un cadru restrâns, să zicem, la nivelul conducerii Partidului Național Român, ci să fie o expresie a voinței naționale și să se prezinte o rezoluție în care să se ofere o perspectivă statului unitar român. Și de aceea, în rezoluția la Alba Iulia, există acele puncte care vizează reformele care urmau să fie înfăptuite. Și, într-adevăr, delegația desemnată de ardeleni, de Marele Sfat Național și Consiliul Dirigent, s-a prezentat în București în ziua de 14 decembrie. Ionice Brătianu și întregul guvern au întâmpinat la Gara de Nord, s-au ținut discursuri, s-a mers la statuia lui Mihai Viteazu și s-au depus coroane, s-au elogiat înaintașii. A avut loc prezentarea rezoluției de la Alba Iulia regelui Ferdinand și aici discursul lui Goldiș, discursul lui Miron Cristea, discursul regelui Ferdinand și ceea ce dumneavoastră deja ați menționat, discursul lui Ionice Brătianu, care are aceste cuvinte: de 1000 de ani vă așteptam și ați venit ca să nu ne mai despărțim niciodată. Sunt clipe de fericire în viața unui om care nu pot să fie niciodată uitate. Sintetiza în câteva cuvinte, el era adeptul discursurilor concise și foarte exacte, spunea ceea ce gândea un întreg popor, pentru că la 1 decembrie 1918 se încheia procesul de desăvârșire a statului național unitar român. Transilvania era ultima provincie care se unea cu România. Și aș mai adăuga ceva. A fost o coincidență că în momentul în care la Alba Iulia se vota unirea, familia regală și autoritățile centrale reveneau în București după un exil de 2 ani. A fost o atmosferă extraordinară atunci, populația a ieșit în întâmpinare și cu elogii și un avion a lansat, nu erau multe avioane la vremea respectivă, deasupra mulțimii care era adunată în fața statuii lui Mihai Viteazu, la vremea respectivă Piața Universității era spațiul cel mai larg din București unde se țineau întrunirile publice, deci un avion a lansat o foaie volantă conținând rezoluția de la Alba Iulia. Vă dați seama că a fost ceva absolut impresionant, pentru că se produceau simultan două evenimente, adică revenirea regelui și a reginei în capitala statornică a României, pe de altă parte unirea Transilvaniei cu România, adică realizarea visului pentru care România a luptat atâta timp și pentru care armata română a intrat în război atunci la 14 spre 15 august 1916. După Marea Unire, a fost marea problemă de a organiza întreaga administrație. Vreau să vă spun că între 1922 și 1926 el a condus guvernul. Primul ministru al României. În 1922, și acest lucru trebuie amintit și arătat, frumoasa catedrală a reîntregirii de la Alba Iulia, care a fost, auziți, construită într-un an. A început în anul 1921 și în anul 1922, în octombrie, la 15 octombrie a fost gata, și dar o construcție remarcabilă. Iar cel care a dus coroanele, celebra coroană pe care am văzut-o cu prilejul mormântării regelui Mihai acum, făcută pentru Carol I, a fost coroana care i-a fost dusă regelui Ferdinand. De cine? De Ion I.C. Brătianu. El a adus coroanele regelui și a reginei Maria. Între 1922 și 1926,
efortul pe care l-a depus el ca prim-ministru, omul care a coordonat guvernul, după părerea mea este impresionant. Impresionant pentru că a realizat enorm de multe lucruri. Se găsește la Academia Română și am publicat aici un volum de 300 de pagini în care este expusă toată guvernarea, un raport, toată guvernarea dintre 1922 și 1926. Și chiar spuneam, nu ar merita toate guvernele să fie obligate să arate ceea ce au făcut. Vă amintesc numai, auziți, numărul de școli, 7.000 de școli primare, sigur, cu 2-3 clase, dar 7.000 de clădiri să reușești să faci în 4 ani și multe alte lucruri remarcabile. Păi atunci au început lucrările de la Universitatea București, Corpul Nou, între 1922-1926, lucrare remarcabilă. Au mai început alte și alte lucrări pe care acest om le-a coordonat și cu simțul inginerului constructor, pe care și l-a păstrat, a reușit să facă aceste lucruri. Aș mai aminti un lucru la care țin foarte mult. A fost un pasionat al istoriei și ar fi vrut chiar să facă istoric. Din păcate, conjunctura și părerea tatălui său, care vroia pentru binele țării să-l facă inginer, așa cum de altfel i-a făcut și pe Vintilă Brătianu și pe Constantin, pe frații săi, el dorea să facă cercetările acestea istorice. E bine, toată biblioteca sa de la Florica a luat-o și a dus-o aici în București, în Piața Amzii, vis-a-vis de biserică, sunt casele Brătianu. Așezământul Brătianu, unde a depus toate aceste documente și s-au strâns, auziți, peste 300.000 de documente până acum vreo 3-4 ani. Biblioteca Națională a plecat în noua clădire, iar această clădire este părăsită. Deși Eliza Brătianu a donat-o Academiei Române, nici astăzi justiția românească nu a rezolvat această treabă, iar așezămintele sunt cu un lacăt. Înăuntru este o splendoare, niște lămi de Murano. De multe ori mi-e și jenă să spun că se n-audă cine nu trebuiește. O frescă toată din mozaic aurit, niște mese splendide și toate acestea se găsesc părăsite. Iar biroul în care el a decis o serie întreagă de lucruri pentru binele acestei țări este distrus în totalitate, apa a distrus toată tencuiala. În 3 ani ne-am uitat și ne-am părăsit și vorbim de respect pentru înaintași, pentru Marea Unire. Este intolerabil, după părerea mea, să întâmple astfel de lucruri și de aceea țin să vă felicit încă o dată pentru faptul că puneți în valoare aceste lucruri. Ionice Brătianu, sigur, s-a pregătit pentru conferința păcii, a alcătuit o delegație de experți din Basarabia, din Bucovina, din Transilvania, din vechiul regat, cu o documentație extrem de vastă pentru a demonstra legitimitatea actelor de unire care trebuiau să fie confirmate prin tratate. În Convenția Politică semnată în 1916, despre care am vorbit, se preciza că România va fi tratată la Conferința Păcii pe picior de egalitate cu statele semnatare, respectiv Franța, Marea Britanie, Rusia și Italia. Numai că la Paris Brătianu a avut surpriza să constate că, de fapt, acolo s-a instituit un așa zis Consiliu Suprem, alcătuit din reprezentanții Statelor Unite, Marii Britanii, Franței, Italiei și Japoniei, care hotărâ
Și în felul acesta, organismul restrâns al câtorva mari puteri, cinci mari puteri, a înlocuit, practic, conferința păcii. În al doilea rând, România a fost trecută în rândul așa numitelor state cu interese limitate. Nu putea participa la toate dezbaterile privind tratatele de pace decât atunci când era vorba de propriile ei interese, deci nu problemele generale, ci problemele punctuale. Și atunci, practic, România n-a putut să contribuie la elaborarea tratatelor de pace, deci și contribuise substanțial la război și la victoria Antantei în final, în 1918. Statuia lui Ionice Brătianu, realizată de Mestrovici, a dăinuit furiei vremurilor totalitare. Regimul comunist i-a exterminat în închisoarea de la Sighet pe mari artizani ai României mari. Le-a topit statuile, le-a preschimbat casele memoriale în silozuri și sedii de CAP. Și astăzi multe sunt în ruină, dar nu în uitare. Dinu Brătianu a fost ultimul proprietar al casei și în 1948, când s-au naționalizat casele și s-au confiscat terenurile, pentru că se știe foarte bine, în casa asta s-a intrat efectiv și s-au aruncat pe fereastră și mobilier și cărți și au fost arse în fața conacului. S-au aruncat și în râul Doamnei aici, în apropiere. Cert este că tot ce a însemnat carte s-a pierdut. Cam tot ce a însemnat mobilier s-a pierdut și a trecut o perioadă în care a fost și casă privată, și gospodărie de partid, și sediu al unei comunități de greci care s-au așezat aici în Ștefănești și care și-au făcut din casa asta punctul central, și vilă de protocol. Și bineînțeles, schimbarea numelui de Florica, pentru că probabil s-a încercat înlăturarea tot ceea ce avea legătură cu familia din acea vreme. În Pitești sunt exemple, colegiul național care se numește din nou acum Ion C. Brătianu, care a fost Bălcescu o bună vreme, iarăși un spital orășenesc care tot de la Brătiene a pornit, în sensul că o căsuță și terenul au fost donate de Teodor să se facă acest spital orșenesc și care a fost tot Bălcescu, că Bălcescu era un reprezentat de seamă în perioada regimului comunist. S-a revenit la vechile nume acum, dar a fost o perioadă în care numele de Brătianu a fost înlăturat. Momentul când intri în această vilă, casa în care au locuit brătienii, rămâi impresionat și rămâi impresionat de biblioteca de acolo, de modul în care sunt puse lucrurile. Este locul unde a fost prima școală a tinerilor Brătianu, înainte de a se duce la școala primară. Era acea educație de care tot vorbim, 7 ani de acasă, pe care Pia Brătianu, mama lor, le-a oferit-o acestor copii. Și mai este un lucru impresionant acolo, puțină lume iar știe, este biserica construită de Leconte de Nuit, cel care a restaurat Curtea de Argeș, unde sunt cele două mormânte în marmură neagră splendide ale lui Ion C. Brătianu și Ion I. C. Brătianu, primul ministru. E un lucru remarcabil că recent, datorită insistențelor președintelui Consiliului Județean,
a convins Ministerul Culturii și au făcut toate formele pentru a cumpăra de la cei cărora le-a fost retrocedată această casă ca moștenitori. Nu pun în discuție cum au căpătat, dar faptul că un om, un administrator, un om din politica noastră de astăzi și n-are importanță de la ce partid face parte, pentru că Brătianu nu ia nici al Partidului Național Liberal, nici al PSD-ului, nici al PNţ-ului, Ionice Brătianu e al României pentru ceea ce a făcut. E bine, faptul că a reușit să convingă administrația noastră să cumpere această casă și ea să fie păstrată și să-și continue menirea pentru care a fost, e un lucru remarcabil. Cei doi mari brătieni, bătrânul și fiul, odihnesc la Florica. La moartea prematură a lui Ionel Brăteanu, în 24 noiembrie 1927, avea doar 63 de ani, ministrul Franței la București îl evoca. Viitorul apropiat mi-a descoperit în el cele mai înalte calități care îl fac unul din mari oameni de stat ai generației sale, mult mai mare decât cei trei mari, Wilson, Lloyd George, Clemenceau. În piața Universității trona impunător până în anul 1948 monumentul lui I.C. Brătianu. Pe soclul lui erau dăltuite cuvinte arzătoare și azi, prin mintea, prin inima și brațele noastre. O inițiativă a academicianului Răzvan Teodorescu ne va aduce din nou în prag de centenar monumentul ctitorului de țară, reconstruit și amplasat în piața Universității. Brătienii ne vor aminti ce au însemnat în istoria României.